Așa cum cere tradiția, prima zi de Bairam a debutat cu slujba care a fost oficiată în toate lăcașurile de cult musulman, slujbă la care au luat parte bărbații. După slujbă, membrii familiilor au mers la cimitir pentru pomenirea celor trecuți la cele veșnice, urmând ca apoi copiii să colinde din casă în casă, vestind astfel zilele de sărbătoare și fiind răsplătiți cu dulciuri pentru bucuria pe care o aduc gazdelor. De altfel, Ramazan Bairamul este cunoscut și ca Bairamul Dulce, denumire care provine de la tradiționalele baclavale specifice acestei sărbători. Sărbătorim după o lună de post, începem din nou să intrăm în normalitate. După o lună în care l-am ascultat pe Creatorul nostru, ne-am supus voinței lui și poruncii lui și astfel am îndeplinit, sper eu, cu bine, noi și toți musulmanii frații noștri, această îndatorire foarte importantă și al doilea stâlp al credinței, al islamului. Zilele de Bairam sunt o binecuvântare pentru musulmani, prilej de apropiere, de deschiderea sufletului și de împărtășire a bucuriei comune. De asemenea, pe parcursul celor trei zile de sărbătoare, credincioșii musulmani obișnuiesc să-și viziteze rudele și prietenii, bucurându-se de cei dragi și cistind memoria celor care au trecut la cele veșnice. Este o tradiție foarte, foarte frumoasă pe care eu o practic și foarte mulți turci sau tătari o practică, da? Se împart aceste dulciuri, aceste baclavare, aceste sarali, nu numai musulmanilor, și se împart și vecinilor. Eu, de exemplu, le împart vecinilor de la bloc, din scară. Și, de exemplu, când este vreo sărbătoare de-a prietenilor creștini, acestea ne împart nouă cozona și așa mai departe. Deci este o tradiție, da? Când este sărbătoarea noastră, noi le împărțim lor. Când este sărbătoarea creștinilor, ei ne împart nouă. Muftiul cultului musulman din România, Iusuf Murat, urează tuturor credincioșilor un Bairam cu multă sănătate și îndestulare. Conform datelor din recensământul populației și locuințelor din 2021, în județul Constanța trăiesc aproape 40.000 de musulmani.